Ați observat că atunci când am creat o pagină nouă, a venit cu toate componentele acestea de jos și de sus gata plasate, și mai mult că nu putem să le selectăm, să le edităm nicicum. Ceea ce este pe de-o parte foarte util, pe de-altă parte ne poate încurca, mai ales dacă comparăm cu originalul și vedem, de exemplu, că în primul rând trebuie să adăugăm în această casetă numele secțiunii pe a doua pagină, pe pagina din dreapta, nu avem nevoie de indicatorul de secțiune. Poate ați observat și că aici avem două linii întrerupte și de fapt în original este o singură linie care merge dintr-o parte în cealaltă, în partea de sus. Și mai subtil de atât, poate ați văzut că aici la bază, în documentul nostru avem numărul revistei Marcat doar cu un X, pentru că trebuie modificat în fiecare ediție, și în original numărul este deja inserat. În plus, ați observat probabil și că avem numărul paginii adăugat și că avansează automat singur. Deci, aveam prima pagină, numărul 24. Când am creat încă o pagină, a apărut numărul 25. Asta. Este o funcție a ceea ce se numește master pages în InDesign, care sunt niște pagini care conțin aceste elemente repetitive, care sunt normale în structura vizuală a oricărei publicații cu un număr mai mare de pagini și cu o frecvență de asemenea repetitivă, pentru că e normal să avem elemente de identificare vizuală a publicației care să se repete de pe o pagină pe alta, de la o secțiune la alta, de la o ediție a unei publicații la alta. Ca să le putem edita, respectiv să înțelegem cum funcționează și să le putem folosi, trebuie să vedem un pic unde este accesibilă această funcție și cum putem să o folosim. Uh, pentru asta, trebuie să mergem la panoul Pages, pe care, din nou, dacă nu-l aveți aici, sau dacă l-ați închis de data trecută când l-am folosit, îl găsiți în meniu Window Pages. O să-l scot, să-l trag din nou afară, să pot să-l văd mai bine și o să dau un pic zoom să vedem ce se întâmplă aici. Avem două secțiuni. În partea de sus avem aici lista asta de pagini NAN și A Master în, deasupra liniei și sub linie, zonele astea pot să fie adaptate în funcție de dimensiunea de care avem nevoie, avem chiar paginile noastre. Ca să vă arăt un pic mai ușor ce se întâmplă aici, o să creez două pagini noi sau poate mai multe, să vedem, nu aici. După pagina 25, deci o să dau click pe ea. Și vedeți că toate paginile noi pe care le-am creat vin cu conținut pe ele, același conținut în continuare nu este editabil. Numerele paginilor continuă pentru că pe aceste pagini, ca și pe cele pe care am lucrat deja, este aplicat masterul A, cel care există deja aici. Se numește A Master. Ca să ajungem la el să vedem ce conține de fapt, putem să dăm dublu click pe el și vedem că este activ când este uh, marcat cu albastru numele. Și aici avem exact elementele pe care le avem pe paginile care apar în mod normal când adăugăm pagini noi, doar că aici sunt editabile. Uh, dacă, de exemplu, modific aici un element în diferite feluri, pot să schimb de exemplu și culoarea. Modificările pe care le fac eu pe A Master se aplică automat și pe paginile celelalte. Toate. Și aici în continuare nu pot să selectez și să mut să editez aceste elemente. Practic, ăsta este principiul de bază al funcționării master urilor Tot ce adaugi aici va apărea și pe celelalte pagini și va rămâne fix. Uh, o să dau undo pentru că nu chiar vreau să modific astea uh, și hai să vedem ce avem noi nevoie să facem. În primul rând trebuie să schimbăm aici numărul ediției, deci o să vin o să dau dublu click din nou. Este foarte important să avem grijă tot timpul pe ce fel de pagină lucrăm. Pe pagine normale vrem să adăugăm chiar conținutul publicației și pe A-Master sau pe Master în general, că pot să fie mai multe, adăugăm doar elementele recurente care avem nevoie să apară pe fiecare pagină și dacă câteodată trebuie editate, poate chiar șterse, să apară din start și apoi le adaptăm la nevoile particulare de care, care apar. Deci o să dau dublu click pe A-Master din nou să mă duc la pagina asta și aici în loc de X o să scriu 1 și trebuie să facem asta pe ambele pagini pentru că uh, pagina din dreapta va controla paginile din partea dreaptă, paginile impare și cea din stânga va controla paginile pare. Uh, și acum, dacă mă duc pe paginile normale, vedeți că s-a modificat peste tot numărul ediției. scriu 1 cum era în original. Uh, și la fel, deci cum ziceam așa, putem să adăugăm, să scoatem, respectiv să modificăm elementele pe care le avem pe master page și să se reflecte asupra paginilor normale. Dacă avem vreo pagină pe care nu vrem să se aplice elementele astea, putem să aplicăm masterul none, care este doar o pagină goală, nu poate fi modificată, nu se poate adăuga nimic pe ea. Și pentru a aplica un master page pe o pagină normală, trebuie doar tras pe pagina respectivă. Aici trag pe pagina 27 și vedeți că în primul rând îmi va dispărea aul din colțul paginii care mi arăta față de ce șablon, La ce șablon se raporta pagina 27. Și acum văd că toate elementele de aici, de pe pagina asta mi-au dispărut. Deocamdată nu am nevoie de paginile astea, deci o să dau shift o să dau click pe prima și shift click pe ultima să le selectez pe toate patru. Și dau pe coșul de gunoi să le șterg. Și acum că am rezolvat ce puteam să edităm pe Master Page, acest element nu vreau să-l șterg, pentru că pe alte pagini voi avea nevoie de el. De asemenea, pe alte pagini, liniile astea apar separat, pe majoritatea paginilor, de fapt. Și atunci vreau doar să le editez pe această pagină. Ca să deblochez un element de pe Master Page, trebuie să țin pe tastatură Ctrl și Shift. Și în momentul ăla, dacă dau click pe element se deblochează. Rămâne în continuare blocat, adică rămâne conectat de master page și atunci proprietățile pe care nu le modific aici vor fi controlate în continuare de master page. Deci dacă aici schimb dimensiunea sau poziția, când schimb culoarea pe master page, se va schimba în continuare culoarea și aici. Dacă schimb toate proprietățile, atunci va deveni complet independent. În cazul acestui element, vrem să-l chiar ștergem. Și aș face la fel și cu linia de sub, să o șterg și țin control și shift și o activez și pe asta la altă de pe pagina din stânga și o să o lungesc pe asta să, să treacă pe ambele părți până aici în colț. Ocazie cu care văd că am și mișcat din greșeală această casetă de text și o să o pun la loc. Și acum, în partea de sus, aproape am rezolvat. În această casetă, trebuie să scriu titlul secțiunii uh, și o să-l copiez din fișierul PDF. Și tot așa, ca să pot să accesez caseta, țin control shift și dau click pe ea. Și acum, dacă dau click cu unealta de text în ea. Va deveni o casetă de text. Pot să dau paste la text sau să-l scriu. Și pentru acest text avem un stil de paragraf care se numește secțiune. Cred că e, e stil de caracter, de fapt. Nu. Uh, colon titlu se numește, așa. Avem textul în casetă și trebuie și centrat vertical și atunci o să selectez caseta și vin aici sus și apăs pe butonul de centrare verticală și sus am rezolvat. Și asta e tot ce am avut nevoie pentru aceste pagini.